În caz că n-ați auzit, se apropie update-ul 1.20 și mai am primit noi informații acum câteva zile de la cei de la Minecraft pe Minecraft Live sau LiveCon sau cum se mai cheamă. Și din câte am văzut acum, mobul care a fost ales la Mob Vote a fost Sniffer-ul, cum am vrut, cel puțin am vrut că a părut cel mai interesant, celălalt nu era așa interesant și celălalt era nu tocmai de așa de umplutură, nu știu. Și de asemenea, momentan, update-ul ăsta încă nu are un anumit nume, e decât 1.20, așa că nu știm de ce, cum, pe video celor de la Minecraft sau pe live, nu știu, așa, că sunt cămilele, despre cămile e vorba în ăsta, în update, gen desert update, dar că mai întâi să... O să vă spun așa despre restul noilor adiții pe care le-au spus, le-au anunțat cei de la Minecraft și mai întâi să vorbim despre cămile. Deci o să fie un mob nou, care o să fie friendly, gen, nu o să fie un mob de la gen monstru sau, o să fie gen ca un cal, poate să fie călărit. Și partea bună e că acum poate să fie călărit de două persoane, nu ca și în fel cum e calul. Dar are și de niște dezavantaje, de exemplu, merge, poate să prinde vizitul doar în linie dreaptă, ceea ce e bine pe de-o parte, dar pe de altă parte, dacă faci urci sau cobori sau faci, nu știu, de coborât, cel puțin de urcat, știu că sigur îți pierzi în viteză și dacă faci stânga-dreaptă, la fel, pierzi viteză. Adică, da. E, are dezavantaje, are și avantaje, pentru că, de exemplu, anumiți mobi, gen dintre cei agresivi, nu pot să vă ajungă să vă lovească, adică voi să la nivel mult mai înalt, gen la două blocuri, și ei nu pot să vă lovească. Mai fi zombie. Așa, și hai să trecem la următoarea parte. Așa, nou, abitul să se adauge încă 7 skin-uri noi, default, adică în afară de Alex și Steve, sau Steve și Alex, că Steve e Steve, totuși, Steve e Steve. Așa, o să se mai adauge încă 7 skin-uri noi, pentru care încă am înțeles o parte din ele sau toate sau doar unele dintre ele. Sunt foarte sigur, sunt și pe Bedrock, nu prea m-am jucat Bedrock de curând, am jucat de mult, mă jucam Bedrock, că pe vremea mă jucam pe telefon, dar asta nu contează. Și de asemenea, am impresia că o parte din ele sunt și pe Minecraft Dungeons, știți, RPG-ul a lansat de cei de la Mojang cu Minecraft. Și de asemenea o să mai adauge și sign-uri care se pot atârna, adică nu mai sunt decât dacă le pui pe perete sau le pui pe podea. Acum o să fie sign-uri care atârnă, de exemplu, și mi se pare că au, din câte știu, au trei feluri de asta. Adică astea, și o să fie și pe toate culorile, cum sunt și alte sign-uri, adică nu sunt decât lemnul la default, o să fie multe culori, ceea ce e foarte bine. Și pe de altă parte e extraordinar de... Putem face multe decorațiuni cu sign-urile, adică nu trebuie neapărat să scriem ceva pe ele, dar putem să le și folosim. Pur și simplu să facem, nu știu, să-l decorăm, folosim și să trecem mai departe. Așa, și cei de la Minecraft au anunțat că o să adauge cât de curând, o să adauge pe launcher cât de curând și snapshot-urile pentru versiunea 1.20. Nu știu dacă apare săptămâna asta sau săptămâna cealaltă, cât de curând înseamnă pentru ei, cât de curând. S-ar putea să fie și pe... S-ar putea să fie, sper să fie cât mai curând, adică săptămânile astea. Și un nou item, un material nou de fapt, este lemnul de bambus, da. Ați auzit bine, adaugă lemn de bambus, adică deja există lemn de bambus în joc, dar... Exista bambus în joc, dar nu exista bloc de lemn, de gen plank-uri sau uși. Eu am fost să faceți uși sau trapdoor-uri sau slab-uri, garduri și tot ce mai puteți. Și pe lângă asta, o nouă adiție pentru bărci la o textură nouă, pentru că până acum a fost cam la fel bărci, toate bărcile erau la fel, numai că difera culoarea lemnului. Acum, cu... update-ul ăsta, câte ne-au arătat cei de la Minecraft, cu bambus să putem să facem o plută. Adică tot o barcă, doar că este o plută. Vezi cum arată? O să o pun pe ecran, o să vedeți toate imaginele, dar așa, oricum.
Să trecem mai departe. Singurul lucru despre care încă n-am discutat în acest video despre nou update este nou bookshelf care putem să, în care putem să adăugăm interactiv. Putem să adăugăm cărți, adică nu doar cărți încentate, cărți normale și jurnale din alea în care se scrie. Nu știu cine scrie, adică nu prea scrie lumea așa în ele de obicei. Dar asta nu contează. Și textura o să se schimbe de la bookshelf, de la carte la carte, în funcție de câte cărți am pus în el. Adică o să fie interesant, sistem interesant. Și pe lângă asta am văzut că sunt potent, acest nou bookshelf poate să interacționeze cu ureți sau nu. Adică putem face uși secrete cu pistoane și chestii cu redstone în bibliotecă. Știți, care cred că ajută multă lumea așa ceva. Teoretic era posibil, dar nu e chiar același lucru, că nu e cum era în filme când trăgea o carte din, de pe un raf și se deschide o ușă, cam așa era chestia. Și ce pot să zic, că nu știu exact ce titlu avea nou update, pentru că e destul de confuz. Mai întâi îți bagă sniffer-ul, care la te putea face să te gândești că ar fi archeology update, apoi ăla cu Camila care te gândești desert update, dar după îți bagă lemnul de bambus și te gândești jungle update sau nu știu, ceva de genul. Și mai sunt și bookshelf-urile și bookshelf-urile interactive și sign-urile care atârnă, adică totuși nu știm exact la ce să ne așteptăm. Deci astea două nu prea fac furniture update, nu știu. Dar oricum, chiar dacă o să apară un snapshot, o să încerc să fac un video, sau în perioada când apară primul snapshot, o să fac un video cel puțin. Și dacă vă place, dați like, share și subscribe și ne revedem data viitoare cu noi informații despre noul update din Minecraft. Și salut!